Salutare tuturor și bine ați venit! Eu sunt David, iar în acest clip vă prezint o moară pentru cereale de la Wolfson, modelul MCR1S. Vedem cu ce vine în set, după care facem și o probă practică să vedem cum se descurcă la lucru. După cum puteți observa, aceasta este moara în acest format. Practic este gata de lucru, dar în setul acestei mori, pentru că ea o să vină livrată în această cutie de carton destul de mare, o să mă trag aici ca să o și vedeți, o să primiți, bineînțeles, și un schelet metalic. Acest model de moară vine și cu un suport metalic pe care eu nu l-am mai asamblat pentru că exact așa le folosesc de obicei în realitate, în gospodărie. Vine cu suport metalic, această talpă metalică, bineînțeles, patru picioare pentru fixare. Ceva de genul acesta se montează aici și moara o să vină chiar sus pe suport. Asta ca să nu mai folosim și alt suport atunci când măcinăm mâncarea pentru animale. Tot în set o să vină, pe lângă suportul de fixare și stand, o să vină și cu 4 site, 2, 3, 4 și 5 mm, exact așa arată. La o primă vedere s-ar putea să vi se pară cam mari aceste site. Chiar cineva m-a întrebat dacă se taie din ele. Nu, nu se taie din ele. Moara are un sistem special făcut ca să fie foarte, foarte productivă. A patra sită este montată în interior, o să vă arăt în câteva minute cum se montează, cum se demontează și așa mai departe. Tot în set o să primim, pe lângă șuruburile de asamblare a suportului, o să primiți și un sac textil de genul acesta și câțiva saci pentru cereale din rafie. Aceasta este moara, iar la capitolul specificații tehnice stă destul de bine. Este dotată cu un motor monofazat de 3,9 kW și ajunge la o turație de 3000 de rotații pe minut. Capacitatea maximă de măcinare este de 320 de kg pe oră, bineînțeles cu sita cea mai mare, iar după cum vedeți în partea din față, aceasta poate să macine atât cereale normale cât și știuleți de porumb. Bineînțeles, la știuleții de porumb se recomandă eliminarea sitei ca moara să îi poată măcina fără sită, să nu se blocheze. În interior, moara este dotată cu 20 de ciocane. O să desfac acest capac, să vă arăt în minutele ce urmează cum arată, după care trecem și la proba practică. I-am făcut testul cu un amestec de cereale, porumb și grâu, o să vedeți în minutele ce urmează. De aceea, probabil, în interior o să vedeți că încă mai există ceva praf, dar este un lucru foarte important din punctul meu de vedere, faptul că moara nu vibrează absolut deloc pe suprafață. Cuva de alimentare este una destul de mare, sper să vă pot arăta așa, este o cuvă destul de mare, iar în partea din spate, să vă arăt și aici, avem elicea care răcește motorul, motorul este dotat și cu o protecție la suprasarcină, butonul de start-stop este protejat de un cauciuc să nu fie afectat de praf, inclusiv acest cablu care intră în această cutie cu condensatori este protejat de o presetupă, destul de rezistent la praf, bineînțeles cablul de alimentare ce se conectează la o priză normală. Ca să ajungem la partea de ciocane și să înlocuim sita și așa mai departe, sau în cazul în care se înfundă moara, pentru că ea are un debit reglabil chiar aici sus, după cum vedeți, de pe o parte pe cealaltă, dacă o să lăsăm prea multe cereale să cadă dintr-o dată în moară pe o sită foarte fină, s-ar putea să se înfunde. Iar atunci, pur și simplu desfacem cele patru șuruburi din partea din față. După ce am desfăcut aceste patru șuruburi, pur și simplu scoatem capacul frontal afară. Vedeți că și aici avem un capac de cauciuc. Vă recomand să aveți grijă cu el, să-l păstrați aici pentru că o să sară destul de multe cereale pe aici dacă nu îl folosiți pentru știuleți. Iar în interior treaba arată exact așa cum o vedeți. După cum am zis, sita este una foarte mare și o să vă arăt acum de ce. Vedeți că este poziționată de jur împrejurul axului cu ciocane și are spațiu de jur împrejur ca cereala măcinată să iasă în exterior chiar și în partea de sus, nu doar în partea de jos pe un spațiu de 10 cm, ea poate să iasă și pe lateral și se duce frumos pe lângă sită și coboară în sac. De aceea aceste site sunt destul de mari pentru ca moara să fie foarte, foarte eficientă și să optimizăm cumva timpul de exploatare, să nu stăm două zile lângă ea să măcinăm doi saci. În acest format o să fie destul de eficientă. Eu am folosit în testul de azi sita numărul 3. La montaj este foarte simplu, tragem de ea efectiv. O scoatem de pe acest canal, aici de jur împrejur vedeți că este și o garnitură, moara este destul de curată după cum vedeți, nu a sărit praf de jur împrejurul ei. În momentul în care scoatem sita s-ar putea să tragem puțin și de garnitură să o agățăm, dar nicio problemă, o punem înapoi, exact așa se scoate de pe canal, după care o băgăm pur și simplu înapoi pe canal, punem capacul și este gata de lucru. Tot aici putem observa și ciocanele, au zimți pe ambele părți, sunt 5 ciocane pe fiecare paletă.
4 palete, 20 de ciocane în total, plus acesta care curăță foarte bine suprafața și creează un flux de aer ca toată cantitatea măcinată să se ducă de jur împrejur și să ajungă în sac. Aceste ciocane, după cum puteți observa, sunt și reversibile. În cazul în care, după un timp mai îndelungat de utilizare, apare joc pe ax, se pot întoarce în partea cealaltă și atunci o să mai aibă încă un grad de uzură și pe partea aceasta. Acest lucru se întâmplă destul de rar, dar la nevoie e bine să știți că se pot întoarce și cu partea aceasta către ax, nu doar cu cealaltă în acea poziție, iar atunci ele o să se uzeze cumva pe ambele părți egal. Dacă această parte se uzează foarte tare și nu mai macină corect, putem întoarce cuțitul odată așa sau îl putem întoarce invers cu axul acesta nou, cu orificiul nou către ax. Cred că acesta este un lucru destul de important. În continuare vă las să urmăriți testul pe care l-am făcut pentru această moară, să vedeți și voi cum se descurcă la lucru. Mai multe informații, dar și specificații tehnice legate de această moară o să găsiți în descrierea produsului de pe site, dar bineînțeles și în manualul de utilizare ce însoțește moara în pachetul de livrare. Eu sunt David și până data viitoare, vă salut!